Maternitatea Palaiț Sârbu, cunoscută sub denumirea de Giulești, din capitală, este una dintre cele mai cunoscute, respectate și apreciate de către toți maternități din România. Aici se nasc anual aproape 3.000 de bebeluși, toți sănătoși, toți foarte bine urmăriți de această echipă medicală. De ce am vrut să mă aflu astăzi într-o maternitate? Motivul este foarte clar. În contextul pandemiei, sunt foarte multe viitoare bunici îngrijorate. Sunt foarte îngrijorate de situația lor. Le este teamă că vor ajunge la o maternitate și se vor infecta de coronavirus de tip nou. Ori ele, ori bebelușul, ori și ele și bebelușul. Fie de la cadrele medicale deja infectate de la alți pacienți sau de la alte paciente. De aceea vrem să transmitem un mesaj tuturor doamnelor însărcinate, că cel puțin în ceea ce privește maternitățile care sunt în municipiul București, administrate de către Primăria Capitalei, împreună cu managerii acestor maternități, și vă spuneam, suntem acum la Giulești, dar și maternitatea Filantropia, de asemenea și Cantacuzino și Malaxa, atât managerii cât și cadrele medicale s-au pregătit foarte bine pentru această perioadă și împreună cu Primăria Capitale și ASSMB au luat toate măsurile atât pentru protecția viitoarelor mămici, a bebelușilor și, firește, foarte important, a cadrelor medicale. Chiar luna trecută, aici, la maternitatea Palaiț Sârbu, Giulești, s-au născut aproape 300 de bebeluși. Tot aici există posibilitatea, din punct de vedere al aparaturii existente, dar cel mai important, al cadrelor medicale foarte bine perfecționate și pregătite, să fie preluate și în cazuri mai dificile. Bebeluși care se nasc prematuri, dar să dea Dumnezeu să nu fie foarte multe astfel de situații. Sunt alături de mine de domnul manager, domnul doctor Moisa, și vă rog să le dați un mesaj tuturor doamnelor însărcinate care se pregătesc în această perioadă să meargă către o maternitate, care sunt măsurile de protecție speciale pe care le-ați luat în contextul pandemiei și ce ar trebui să știe în momentul în care își fac pregătirile necesare înaintea nașterii. Vom vorbi și cu doamna doctor Enache, de asemenea sfaturi pentru viitorii părinți, pentru doamnele care sunt acum însărcinate, chiar în perioada Paștelui se pregătesc să nască, și nu doar pentru doamne, ci și pentru domn, pentru că în ultima perioadă sunt foarte mulți viitori tătici interesați de cum se crește un copil. Domnul manager, vă rog întâi dumneavoastră. Vreau să le asigur pe viitoarele mame că, ca și până acum, și acum un plus față de vățele trecute, am făcut tot ce ne stă în putință ca să le asigurăm niște condiții de naștere corecte și lipsite de riscuri. Faptul că există coronavirus, e adevărat, nu poate să alege nimic, dar am luat toate măsurile de precauție. Există triaj, dacă o singură persoană are risc, este internată într-o secție distinctă, se fac analizele pentru coronavirus. Dacă se dovedește a fi pozitivă, este transmisă la spitalele care sunt dedicate acestui caz. Dacă nu, rămâne și naște în condiții absolut normale, ca și până acum. Nu trebuie să vă fie frică. Ați rămas gravidă într-o perioadă greșită, dar n-ați bun să știți. O să ne ocupă să vă fie frică. Cu siguranță asta e misiunea medicilor, a asistenților, ca pacientele de la maternități să fie foarte bine primite, foarte bine îngrijite, să nască în bune condiții, ca și cum ar fi o perioadă normală, nu ar fi o perioadă de pandemie și nu ar fi riscuri peste tot. De asemenea, doamna doctor Enache, ce le transmiteți viitoarelor mămici care sunt acum foarte emoționate, mi-a spus și dumneavoastră, ca și dintre foarte multe grupuri și forumuri, îngrijorarea acestora care este îndreptățită pentru asta de perioadă de pandemie? Bună ziua, în primul rând, sigur, este o îngrijorare mai mare în această perioadă. Vin să întăresc și eu ce a spus domnul manager, domnul doctor Marcel Moisa, că din punctul nostru de vedere, tot ceea ce ne-au transmis autoritățile, facem. Asta înseamnă triaj epidemiologic la intrarea în spital a tuturor pacienților, chiar dacă se prezintă și au nevoie de internare, dar chiar și dacă se prezintă doar pentru un consult. De asemenea, oferim pacientelor care sunt consultate, dacă nu vin, cu măsura de protecție acum ultracunoscută, și anume mască, îi se oferă la noi la spital. De asemenea, există un triaj epidemiologic al cadrelor medicale,
suspecți, pacienții suspecți, avem echipamente prin grija achizițiilor spitalului, dar nu numai, și prin grija primăriei care ne le-a oferit și pentru care mulțumim pe această cale. Așadar, avem echipament de protecție pentru pacienții suspecți, atât pentru noi cât și pentru pacient. Avem instituite regulile de triaj și de asigurare a conduitei medicale într-un spațiu adecvat, cu circuit adecvat, astfel încât zicem că pot veni la noi la spital cu încredere, le sfătuim să nu...